Aici sunt la difilare, la deschiderea anului de învățământ. Unitatea militară 0989, regimentul 58 elicoptere. M-a tras zborul și aviația. Prima dată am început la școala militară, am făcut-o la Mediaș, 3 ani. După aia am fost repartizat la un regiment de aviație supersonică, baza 86 Borcea, unde am stat 4 ani. După 4 ani am exploatat acolo MiG-21, SPS-ul și după aia MF-ul, dubla comandă, timp de 3 ani. În 1976 am făcut raport de mutare și am schimbat tehnica, am trecut pe elicoptere. Am simțit o simptomă de frumusețe a patrei și a pământului, să vezi solul de la înălțime, este foarte frumos să vezi relieful patrei, să vezi ape, fluvii, munți, dealuri. Am avut 2 aterizări forțate, una din cauza timpului nefavorabil, am aterizat pe Valea Oltului și am mai avut o aterizare tot așa, cu echipă tehnică în dealul Dăi, tot cu elicopterul 330H. Vremurile atunci au fost foarte frumoase, am fost foarte respectat din toate punctele de vedere. Militarul era foarte respectat, atât aviatorii, cât și infanteria și tanchiștii eram foarte respectați. Acum nu prea. Atunci nu s-a atingea nimeni de uniforma militară. Dacă s-a atingea cineva de uniforma militară, un an, doi de pușcărie lua așa, lejer. Echipajul e format din 3 oameni, 2 piloți, pilot prim secund și inginer sau mecanic de bord. Mecanicul de zbor zburea de dimineața, de când începea zborul, până se termina zborul. 5-6 ore pe zi, la un zbor, depinde de misiuni. Piloții aveau câte 2 ore, depinde ce raiduri aveau sau ce exerciții de pregătire aveau. Pregătirea elicopterului se face de mai mulți specialiști. Mecanicul de bord, celulă motoră care are și elicopterul în primire, radist, care face controlul stațiilor radio, IAB-ul, instalațiile speciale de bord, tot ce și armament. Aviația noastră a fost foarte frumoasă, am avut tehnică modernă, tehnică nouă, acum se zboară cu tehnica care am zburat și eu, acum 20 și ceva de ani, 30. Tinerii care o fac, îi recomand să facă din pasiune. Dacă au pasiune pentru aviație, să plece la aviație. Dacă nu, e o meserie foarte frumoasă, dar riscantă. Aici trebuie să ai, să faci o pregătire impecabilă a elicopterului, avionului. Aici nu se admite nici fracțiuni de secundă cu defecțiuni sau alte probleme tehnice. Cu elicopterul am zburat 3.000 de ore fără permiză și accidente de zbor. Fără catastrofe, fără ca momentul se vede că am ieșit la pensie, fără să am nicio eveniment de zbor cu personal, navigant sau tehnic decedat din cauza mea. Aș mai dori să mai intru în activitate. Aș dori. Măcar la sol să mai fac o pregătire a elicopterelor pentru zbor. Un singur pilot, fără mecanic.